La Camera de Comerț și Industrie Mehedin, zeci de elevi din întreg județul au participat astăzi la un concurs ce le atesta calitățile antreprenoriale. Evenimentul organizat de Centrul de Excelență a avut ca temă inițierea unor afaceri de comerț adaptate erei tehnologiei. Ne dorim prin acest proiect să stimulăm creativitatea, dar și gândirea strategică în ceea ce înseamnă scrierea ideilor de afaceri, propunerea acestora și, de ce nu, dezvoltarea lor în mediul economic. Avem la nivelul Centrului Județean de Excelență o grupă special dedicată studiului disciplinelor tehnice. Magazin online în era digitală, o provocare pentru antreprenori. Așa s-a numit concursul județean organizat de Centrul de Excelență Mehedinți, prin intermediul căruia 10 de elevi au avut șansa să-și expună ideile de afaceri. Este vorba despre concursul județean. Vorbim despre Centrul Județean de Excelență, care organizează acest concurs în cadrul unui proiect amplu despre antreprenoriat. Tinerii pasionați de antreprenoriat vin astăzi în fața noastră cu idei de afaceri despre comerțul online în era digitală, o provocare pentru antreprenori. Aceasta este tema concursului județean. Astfel încât s-au înscris 22 de echipaje și suntem extrem de curioși cu ce ne vor surprinde tinerii noștri. Este evident interesul, având în vedere și numărul mare de participanți. Participanții provin din mai multe unități de învățământ din județul Mehedinți. Noi considerăm că orice inițiativă care deschide uși, cel puțin pentru o experiență, ca să vadă ce înseamnă presiunea unui concurs sau unui public care ascultă, este de bun augur. Familia Străiescu și grupul Străiescu întotdeauna au sprijinit astfel de inițiative și încercăm să facem pe tineri să-și deschidă aripile ca să meargă la cât mai multe astfel de concursuri, atât la nivel local, cât și la nivel național. Pasiunea pentru antreprenoriat și dorința de a pune în practică o idee de afacere sunt motivele pentru care elevii au ales să participe la concurs. Ne aflăm în fața dumneavoastră pentru a ne prezenta ideea noastră de afacere și magazinul online. Ideea noastră de afacere este de a fabrica sucuri naturale atât din fructe cât și din legume proaspete. Am venit cu această alternativă pentru a reduce consumul, alternativă sănătoasă, pentru a reduce consumul de sucuri nesănătoase din comerț. În urma pregătirii mele în cadrul Centrului de Excelență din județul Mehedinți, pe discipline tehnice, mi s-a strânit un foarte mare interes asupra antreprenoriatului, participând de altfel și la foarte multe concursuri naționale, de exemplu cel de la Universitatea Politehnică București, unde am obținut mențiune cu afacere bazată pe idei de afaceri tehnologizate, pentru că asta este era tehnologiei în 2020. Iar în momentul de față avem un site de telemedicină. Ideea noastră de afacere este un magazin online pentru piese de calculatoare și service pentru aceste piese pe care le vindem. A fost dificil să vă pregătiți acest proiect, această idee de afacere, să vă gândiți la ea, să o prezentați astăzi în față? Ideea, iar modul de pregătire al acesteia nu a fost în sine greu, mai mult am fost presați de timp. Prin intermediul acestui concurs, elevii și-au valorificat cunoștințele teoretice și au aflat concret în ce constă inițierea unei afaceri și marketingul acesteia.